Direcția Națională Anticorupție mai ia în vizor un primar extrem de cunoscut. Este vorba de George Scripcaru, edilul în funcție al Brașovului. Scripcaru este urmărit penal pentru șantaj, anunță procurorii anticorupție. Scripcaru este al doilea primar după Decebal Făgădău de la Constanța, căruia îi se face dosar penal în ultimele zile. Iar colegul nostru, Andrei Grigore, are mai multe informații. Bun găsit, Andrei, spune-ne ce riscă în acest moment fostul primar al Brașovului. Bun găsit, Sabrina. Sergiu, riscă în acest moment George Scripcaru o condamnare pentru fapte precum șantajul, însă mai este până la judecarea efectivă. Momentan, Scripcaru este plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru că, spun cei de la DNA Brașov, în luna august a acestui an, Scripcaru ar fi pus presiune pe un angajat al unei firme care, practic, era contractată de către Regia Autonomă Transportul Brașov să difuzeze spoturi electorale prin intermediul unor ecrane LED în autobuzele regiei de transport. În intervenția sa, Scripcaru cerea practic să oprească respectiva firmă spoturile respective, iar mai apoi, spun tot cei de la DNA, Scripcaru ar fi intervenit din nou asupra respectivei firme, de această dată prin șeful Regiei Autonome de Transporturi din Brașov, Cornea Mihai, care este și el acum sub control judiciar, cerând același lucru firmei, să oprească spoturile electorale și, mai mult decât atât, să facă promovare prin știri mascate, spun cei de la DNA Brașov, a realizărilor din Brașov din timpul mandatului lui George Scripcaru. Așadar, la acest moment sunt cei doi, atât George Scripcaru cât și șeful Regiei Autonome Transportul Brașov, puși sub control judiciar pentru 60 de zile. Și amintim încă un aspect interesant: nu este primul primar trimis foarte de curând în judecată de către DNA, mai ales primar din oraș cunoscut, fost primar, îmi cer scuze, pentru că a pierdut alegerile Decebal Făgădău pe 27 septembrie, acum este în funcție, era în funcție doar până la preluarea mandatului de către noul primar. Și Decebal Făgădău a fost recent trimis în judecată de DNA Constanța pentru niște fapte presupus a fi fost săvârșite de această dată în 2013 de către Decebal Făgădău, spun cei de la DNA Constanța. Mulțumim, Andrei!